Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Nutriție și Sănătate. Ana Maria Demetrescu mă numesc, profesor inginer în alimentație, nutriționist și fitoterapeut. Așa cum v-am promis de data trecută și cum probabil ați văzut și postările mele pe rețelele de socializare, astăzi voi vorbi despre acidul uric. Pentru că am vorbit despre trigliceride, colesterol și glicemie, acidul uric face parte din această categorie a substanțelor normale în organism, dar atunci când, datorită alimentației dezechilibrate sau diferitor probleme, crește peste limita normală, ne poate face probleme. Și haideți să vedem mai exact ce este acidul uric și la ce boală poate să ducă și de ce această boală poate este de fapt încadrată ca și boală de nutriție. Mai exact, dacă ne afectează articulațiile și cât de periculos este acidul uric crescut pentru sănătatea noastră. Mai exact, acidul uric este un produs final, rezultat din metabolizarea unor substanțe proteice numite purine. Aceste purine se află de asemenea în majoritatea în alimentele de origine animală, dar și în anumite legume, respectiv anumite produse vegetale. Așa că trebuie să fim foarte atenți pentru că, în general, dacă ținem cont de aceste alimente care conțin foarte multe purine, am putea să reducem nivelul acidului uric sau, eventual, să evităm creșterea lui. Cum aflăm dacă avem probleme? Prin analizele de sânge, da? Deci este analiza clasică care se face, acid uric se numește, atunci când mergeți la medicul de familie sau când faceți analizele generale, cereți să vi se facă și acidul uric, pentru că în general am văzut multe analize, dar nu includ și această substanță. Da? Deci, repet, de fiecare dată când mergeți și faceți analizele uzuale, întrebați și de acidul uric. Valorile normale, pentru că aici trebuie să ținem foarte bine cont, ce înseamnă creștere. Da, valorile normale ar fi, de exemplu, pentru femei undeva maxim 6 mg și la bărbați undeva 7, respectiv la copii 5,5 este limita maximă. Deci dacă vedeți că analizele sunt undeva, rezultatul analizelor, da, depășește cifra 7 pentru bărbați și respectiv 6 pentru femei, atunci ar trebui obligatoriu să luați măsuri, în primul rând, din alimentație. Da, adică să vedeți ce mâncați, cum mâncați și de ce sunt tendințe de creștere a acidului uric. Așa cum am mai vorbit în edițiile trecute, sunt anumite boli sau anumite probleme pe care le putem moșteni. Undeva 20% din problemele de sănătate ale rudelor de grad 1 le putem moșteni și noi. De aceea, dacă părinții noștri au anumite probleme de sănătate, este bine ca și noi să ne facem regulat analizele și să vedem dacă nu cumva dezvoltăm aceeași problemă. Eu, de fiecare dată când mă uit pe analizele pacienților, țin cont ca să nu fie la maxim, de exemplu 6,7 sau 7 sau 7 și un pic, da? Țin cont de acest aspect și atunci aplic în alimentație, în meniu pe care îl recomand, regulile respective pentru problemele care sunt. La fel cum am zis și de glicemie, dacă glicemia este 98-97, vă dați seama că atunci am grijă să atenționez pacientul și să-i spun de acest lucru și din alimentație împreună să încercăm să reducem această valoare. La fel și la acidul uric. Pentru că acidul uric, o să vedeți în continuare, se depune pe ligamente. Nu numai că ne poate duce la o boală, dar este și foarte dureros, adică ne provoacă niște dureri articulare foarte mari. Deci, dacă vedeți acolo că este limita maximă 7 sau 6 în cazul femeilor și deja ați depășit această valoare, bine ar fi să mergeți să discutați cu medicul de familie și dacă este o valoare mult prea ridicată, să vi se recomande medicamente, iar dacă nu este cazul, atunci să mergeți să discutați cu un nutriționist și să vi se facă un plan alimentar. Pentru că dacă nu țineți cont de lucrul acesta, puteți să aveți probleme pe viitor. Creșterea acidului uric sunt multe cauze, printre care și obezitatea, insuficiența renală, dacă avem probleme cu tiroida, categorii și dacă avem probleme cu trigliceridele, colesterolul la fel, deci de așa cum am zis data trecută, se leagă între ele și glicemia poate să influențeze oarecum creșterea acidului uric și stresul
pentru că de fiecare dată, cum v-am mai vorbit în alte ediții, atunci când suntem foarte stresați, foarte nervoși sau foarte agitați, sistemul nostru imunitar scade foarte mult și dacă sunt anumite probleme sau sunt anumite substanțe din organism care sunt depășite ca și valoare, atunci se pot declanșa probleme de sănătate. Deci nu uitați lucrul acesta. De aceea vă zic de fiecare dată, încercați să țineți toate valorile undeva la mijloc, astfel încât dacă sunt anumite situații, așa cum poate trecem cu mulți dintre noi prin anumite nu știu, perioade mai stresante sau probleme, bine ar fi să nu declanșăm probleme de sănătate. De asemenea, anumite medicamente pot influența creșterea acidului uric și în special alcoolul. Deci nu uitați, pentru că alcoolul și tutunul, dacă ați urmărit emisiunile trecute pe care le-am mai avut, categoric stau la baza tuturor problemelor de sănătate. Deci avem grijă la alcool și la fumat. Dacă glicemia este influențată de alcool, colesterolul, trigliceridele și celelalte probleme de sănătate, problemele cardiovasculare, vă dați seama că și acidul uric este afectat. Mai exact, boala care poate fi declanșată atunci când acidul uric crește se numește gută. Țin minte că am învățat atunci când eram la școală, nu mai știu dacă în clasele generale sau la liceu, guta era de fapt o boală a boierilor, pentru că ei mâncau foarte multă carne, carne în special de porc, și atunci creșterea acidului uric era foarte mare și declanșau această boală. Acum, categorică, nu mai este cazul și nu mai sunt probleme de genul acesta, toată lumea își permite să mănânce carne la un nivel mai mare sau mai mic, deși nu o recomand în exces, deci dacă nu mâncați carne la fiecare masă, chiar este ceva benefic pentru organism. Și să știți că dacă după Revoluție majoritatea am început să mâncăm de toate, inclusiv mezelul și carne fără limită, acum ar fi bine să ne gândim de două ori când vrem să aducem în alimentația noastră carnea în exces, pentru că nu numai că și-a schimbat foarte mult structura, animalele sunt hrănite cum sunt, dar și antibioticele care sunt, cu care sunt tratate animalele și păsările pentru a nu se îmbolnăvi. Deci mare, mare atenție, pentru că și sistemul imunitar al nostru are foarte mult de suferit și de aceea probabil mulți dintre dumneavoastră v-ați îmbolnăvit sau nu ați mai, organismul dumneavoastră nu a mai reacționat atunci când ați luat anumite pastile sau anumite medicamente, pentru că și organismul s-a obișnuit cu anumite antibiotice pe care categoric în cantitate mică, pentru că o parte sunt distruse prin tratament termic, da? Au fost aduse prin carnea pe care am mâncat-o. După cum vedeți în imagine, da, acidul uric să depună pe ligamente și mai ales la picior, degetul mare de la picior, vedeți acolo cristalele de acid uric cum arată și duce la inflamarea articulației. Da? Doare foarte tare, vă spun asta de la pacienții care au trecut prin așa ceva, dar este un lucru bun că se poate remedia, adică nu este o boală care își menține durerea foarte mult timp, da? Cu anumite medicamente și cu alimentație echilibrată se poate regla. Da, deci durerile articulare, asta ne dă această boală numită gută. Și automat, nu numai la degetul mare de la picior, practic inclusiv la mâini, da? Sunt persoane care se trezesc cu mâinile umflate și vedeți în imaginea pe care am postat-o. Imaginile, vreau să vă specific că sunt luate de pe Google și sunt cu caracter de a vă informa. Da, la fel, dacă avem dureri articulare, chiar dacă nu sunt inflamate, nu sunt umflate articulațiile, după cum vedeți, dacă ne dor, și repet, mai ales degetul mare de la picior, da, de la picioare sau de la unul din picioare, ar trebui să vă faceți un control. Pentru că nu neapărat, repet, la picioare, ci în tot corpul.
Mai există și această variantă în care s-a depus în cantitate foarte mare. Vedeți, într-adevăr, este o persoană mai în vârstă, dar în cazul în care se umflă o anumită articulație sau, mă rog, partea asociată articulației, bine, la fel să mergeți și să faceți un control urgent, inclusiv la nivelul genunchiului. Și dacă la fel există o inflamare, o durere și respectiv o parte umflată, poate să însemne că acidul uric s-a depozitat și mergeți și faceți analize. Aici avem niște stări, niște cazuri mai grave, dar totuși există. Există și ar trebui să fiți conștienți, pentru că, din păcate, nu am auzit foarte multe persoane vorbind despre gută. Nu toată lumea știe, sau când le spun pacienților la cabinet, la fel, nu știu despre ce este vorba. Da, deci, repet, guta este o boală care este dată de creșterea acidului uric în exces și depozitarea acestuia pe ligamente. Da, inflamarea, respectiv umflarea zonei. Mai exact, boală de nutriție, așa cum am zis, da, o boală care afectează într-adevăr articulațiile. Da? Deci concluzia, acidul uric ne afectează sănătatea și ne poate pune în pericol pe aceasta. Da? Hai să vedem ce alimente ar trebui să evităm. Încep cu cele care trebuie să evitate, pentru că este mult mai simplu. Da? În general, așa cum am zis la început, alimentele care conțin purine. Așa se numesc ele, sunt niște substanțe, exact cum am zis, metabolizarea proteinelor care duc la purine. Alimentele de origine animală, în general, și aici sunt multe discuții, să știți. Medicii oricum știu în mare cam ce alimente, ce alimentații ar trebui să aibă o persoană care are gută și am văzut, într-adevăr, recomandări foarte ok, în ceea ce privește alimentația la un pacient diagnosticat cu gută, dar la un moment dat nu a mai știut doctorul ce să facă pe direcția aceasta, pentru că nu e specializarea lor de nutriție. Știu într-adevăr anumite alimente care ar trebui evitate, la fel cum și diabetologul știe anumite alimente care trebuie evitate, dar nu poate face un regim, un program de nutriție și monitorizat pacientul pe direcția aceasta. Da? Atunci am văzut multe discuții și multe păreri, însă eu am ajuns la concluzia că nu există jumătăți de măsură. Adică hai să mâncăm puțin din aceasta sau să mâncăm puțin din aceasta. Pentru că, repet, depinde foarte mult cum metabolizează organismul și gustând puțin există posibilitatea să nu mai ajungem la un rezultat dorit și atunci să ne chinuim foarte mult. Adică ținem un regim, dar mai gustăm câte ceva, de exemplu carne de vită, dau un exemplu că mi-a venit acum urmărind imaginea, și atunci considerăm că nu am făcut nimic rău, dar acidul uric totuși fructează, adică nu își menține un nivel scăzut. Carnea și produsele din carne, pentru că, așa cum am zis mai devreme, este o boală boierească, da? Deci ar trebui să evităm tot ce înseamnă carne, mai ales de animal tânăr, mai mare atenție, dar pentru început, în cazul în care avem nivelul foarte ridicat, evitate toate tipurile de carne, da? Deci nu avem nici de animal bătrân, nici de animal tânăr. Deci aceasta este prima etapă prin care trebuie să treacă pacientul care care riscă să facă gută. Da? După care, în a doua lună de program, să zicem, putem să adăugăm de comun acord un tip de carne și, într-adevăr, să nu fie de animal tânăr. Nu mai zic de produsele din carne, mezeluri, tot ce înseamnă produse afumate, pentru că acestea eu nu le recomand nici în alimentația de zi cu zi, barem în alimentația unei persoane cu gută sau cu acid uric crescut, pentru că aici vorbesc strict de
acidul uric crescut. Deci mare, mare atenție. Nici carne tocată, nici varianta de mezeluri, că este mai bun, că este mai scump, că este doar din carne. Nu, categoric nu. Da, încercați să mâncați alimentele cât se poate de natural, adică starea lor mult mai naturală, după ce că sunt ele cum sunt. Da? Animalul, carnea, produsul finit, care, dacă ați văzut anumite posteri și anumite filmulețe, nici aceea nu mai este 100% naturală. Am văzut seama că și procesată în mezeluri își schimbă foarte mult compoziția și acolo deja nu mai avem substanțele nutritive necesare și avem foarte multe grăsimi, plus condimente, potențiatori de culoare, de gust, de miros, pentru că atunci când deschidem frigiderul, miroase a mezel. De ce nu miroase a carne simplă? De ce miroase a mezelul? Da? Atunci când mâncăm, rămâne mirosul pe mână, deși ne-am spălat. De ce? Da, deci gândiți-vă la aceste lucruri. De ce nu rămâne mirosul de carne după ce am pus mâna și am mâncat, chiar dacă este carne preparată, mă refer, da? Deci aici trebuie să vă dea de gândit. Sunt într-adevăr tratate, injectate, nu mai discutăm pentru că știm cu toții lucrul acesta. Și atunci gândiți-vă cu ce vă hrăniți organismul. Perfect. Viscere, organele interne animalelor și a păsărilor, da? Mai ales ficatul, evitat, da? Și produsele, pateurile, drobul, la fel, evitate, deci categoric nu. Și carnea de miel, țineți cont, carnea de miel conține cantitate mare de acid uric. Deci, indiferent ce ați face, dacă aveți nivelul crescut de acid uric, nu mâncați carne de miel. Adică mai bine, bine, acum a trecut Paștele, dar dacă poate pe viitor o să aveți tendința, mai bine mâncați carne de pasăre decât de miel. Evitați-o total, da? Mare, mare atenție. Deci, tot ce înseamnă organe interne și produsele obținute din acestea. Supa de carne sau de oase, adică lichidul în care s-a fiert carnea sau oasele, în cazul în care faceți o supă de oase. Acesta trebuie evitat 100% pentru că acolo avem foarte, foarte multe purine. Deci nu uitați. Da? Dacă facem, de exemplu, când dau pacienților în a doua sau a treia lună în meniul pacientului cu acid uric crescut, prin cu gută, da? Pentru că dacă are gut, atunci evit o perioadă mai lungă de timp, le recomand supa fiartă, deci doar din legume, carnea fiartă separat, da? Și atunci bucățile scoase de carne și puse în farfurie, dacă alegem să mergem pe varianta de supă cu carne, da? Dar nu în lichidul în care s-a fiert. Deci lichidul acela sub nicio formă nu trebuie consumat de un pacient cu acid uric crescut. Brânzeturile afumate, tot ce este afumat, și aici gândiți-vă și la carne afumată, nu numai la brânză, la cașcaval, deci astea, acestea trebuie evitate total, cel puțin până când ajungem la un nivel normal și stabilizăm oarecum acidul uric undeva, zic eu, la mijloc, adică să fie undeva 5, maxim 6 în cazul în care vorbim de bărbați, da? Și 5 la femei. Peștele gras și conservele, conservele de orice tip în primul rând, da? Conserve de carne, conserve de pește, conserve chiar și de legume, de exemplu, cum sunt acele mâncăruri, da, fasole sau mâncare, nu știu de care, conservate, acelea trebuie să evitate, da? Sardine, șprotul care este, și fructele de mare, nu uitați, da? Acestea la fel trebuie să evitate, conțin foarte mult acid uric și duce la creșterea și acidului uric din organismul nostru. Plus că conțin foarte multe grăsimi și, așa cum vedeți acum imaginea, și grăsimile în general trebuie evitate, pentru că atunci când v-am vorbit despre cauze, persoanele care au trigliceridele crescute sau colesterolul crescut sunt predispuse să le crească și acidul uric. Da? Deci ele, țineți minte că v-am zis, se leagă între ele, da? Și asta am văzut la analizele pacienților. Deci nu este nimic întâmplător. Untură, margarină. Margarina este un aliment, din punctul meu de vedere, cel mai toxic. Așa că, indiferent ce faceți, evitați margarina. Da? Dacă nu avem probleme,
luați și cumpărați și consumați untul. Dar untul simplu, untul cu 80% grăsime, mâncați, la ce depinde la ce folosiți, că mâncați pe pâine, mâncați o felie de pâine cu unt, dacă nu avem nicio problemă, untul este metabolizat foarte bine, grăsimile, lipidele ne oferă energie, deci sunt niște, lipidele sunt substanțe nutritive, da? Ne oferă energie, intră în categoria valorii energetice. Deci nu trebuie să le scoatem din alimentație total, decât dacă avem anumite probleme, de exemplu cum este cazul de față, acid uric crescut, da, evităm untul. Untura la fel o evităm. Dar untul, evitați acele creme de unt, acele care pur și simplu sunt, este un amestec de margarină cu o cantitate mică de unt. Da? Deci evitați-le. Mazărea, fasolea, soia lintea, da? Leguminoasele. Într-adevăr și acestea trebuie evitate. Încercați să mergeți pe cereale. O să vă vorbesc imediat și despre ce ați putea să consumați. Legumele verzi. Deci vedeți că nu doar proteina de origine animală, deci avem și leguminoase și plus legumele verzi, spanacul. Deci mare atenție la spanac, categorii. Vinetele și ciupercile sunt discuții, să știți. Am văzut specialiști care spun că sunt ok, specialiști care spun că ar trebui evitate. Eu în prima lună încerc să le evit din recomandările oferite pacienților. Da, deci prima lună evităm și vinetele și ciupercile. Varza de Bruxelles sau conopida, acestea sunt de discutat, dar spanacul categoric le evităm. Legumele și fructele murate, tot ce înseamnă murături, da, conservate în oțet sau în sare. Acestea, la fel, indiferent ce sunt, ce categorie, din ce categorie fac parte, le evităm. Fructele de pădure, în general, și strugurii, strugurii, smochinele, acestea, la fel, consumate în cantitatea mică sau în prima lună, le evităm. Și concentratul de tomate. Da? Surprinzător, concentratul de tomate duce la creșterea acidului uric și atunci, în cazul în care avem probleme, repede, dacă nu sunt probleme, putem să-l consumăm. Alcoolul și cacao sau ciocolată, da? Așa cum v-am zis la început, și ciocolata la fel, încercăm să o evităm. Și atunci, ce ne mai rămâne să mâncăm? Pentru că astea sunt întrebările pe care le pun pacienții. Ce mai mănânc? Dacă, ok, sunt doar niște alimente pe care le-am exclus pentru moment, după care le putem introduce în alimentație. Carnea slabă, carnea de pui sau curcan, ar fi bine, repet, să fie mai bătrâne acestea, adică păsările să nu fie pui tineri. Și de asemenea, merluci, codu, știu că sunt câțiva pești care ne ajută și sunt ok că să putem să-i consumăm. Eu aș începe mai întâi cu peștele, după care următoarea lună aș adăuga carnea de pasăre. Produsele lactate fermentate, și aici vorbim și de iaurturi, vorbim de sana, de chefir, de brânza proaspătă, sunt ok și putem să le consumăm. Albușul de ou. De ce zic doar albușul? Pentru că gălbenușul conține colesterol și atunci dacă avem probleme cu trigliceridele și cu colesterolul și automat fiind conținând o cantitate mai mare de grăsime, e bine să consumăm doar albușul de ou, care poate fi fiert și consumat sau sub formă de omletă. De asemenea, cerealele, mergeți pe varianta de cereale ca să vă ofere energie, de carbohidrați, orez, grâu, hrișcă, mei, orzul, dar sub formă de mâncare sau fierte puse în salată. Fructele proaspete, de asemenea kiwi, banana ajută la scăderea acidului uric, cele de sezon când acum au început foarte puțin să apară, nectarine, piersici, caise și lămâile, putem să le consumați. Legumele proaspete, deci toată categoria aceasta care deja a apărut acum pe piață, cartoful putem să-l consumăm, deci mergeți mai mult pe carbohidrați în cazul în care scoateți proteina pentru o perioadă și pe legumele care sunt permise verzi, da? Fără spanac, mare atenție, faceți salată de legume, plus fructele oleaginoase, semințe, nuci, migdale, pe care puteți să le mâncați ca și gustare printre meste sau să le puneți în iaurturi dimineața sau în salate. Ca și grăsime, uleiurile vegetale, uleiul de măsline, uleiul de rapiță și o să vă zic o idee genială pe care eu o folosesc acasă, în sticla de ulei de măsline, am pus condiment, am pus oregano, am pus cimbru, am pus foi de dafin, am pus câteva bobe de piper și le-am amestecat și le-am lăsat la macerat și atunci uleiul deja are altă aromă și în felul acesta condimentez foarte bine.
bine mâncarea. Deci nu uitați că acidul uric crescut duce la boală numită gută, care provoacă niște dureri articulare foarte mari. De fiecare dată, dacă aveți anumite probleme, încercați să mergeți la medic și să faceți analizele. Cam atât pentru astăzi. Ana Maria Demetrescu mă numesc, profesor inginer în alimentație, și nu uitați că puteți să, de asemenea, să intrați și în direct, și în fiecare marți de la ora 15:30 ne întâlnim aici pe Valea Prahovei la emisiunea Nutriție și Sănătate. O zi bună vă doresc și nu uitați, sănătatea este mai importantă decât toate și la baza ei stă alimentația. Da? Alimentația este ceea ce noi avem nevoie ca să fim sănătoși. La revedere!